un om care a diabolizat și a propozit sistematic tot ce ține de degeturi, care n-a intrat decât de 2-3 ori pe Google în viața lui să afle niște biografii. Un om care, în afară de mail-uri, de faptul că își face articolele pe computer, nu are blog, refuză să-și facă blog, refuză să aibă pagină de Facebook, mi se frea că ridică sistematic o personalitate publică, un intelectual are datoria să-și exprime părerile în fiecare zi despre orice, orice se întâmplă. Zic, nu sunt Monica Tatoiu, nu încerc să nu fiu Florin Piersic prin Logorea fără margini, dar am o oroare, chiar de mic, am avut complexul lui Frankenstein, există așa ceva, complexul mecanismelor. Niciodată n-am putut să desfac jucăriile, să rup mâini de la păpuși, să desfac ceasul, să iau talpa de la fierul de călcat. N-am făcut nimic din ceea ce fac băieții. În schimb, am făcut cozonă cei din nisip, legăram și păpuși, le eram învățat mereu în alb și stăteam mereu pe aleile cimitirului Beilu, unde toate doamnele spuneau, dă-i colii pe alea buflei și curat ca să vezi cum să blubuie la blub, Bogdan Prost. Cam asta a fost felul meu, deci am o oare de mecanism de tot ceea ce face virilitate, sport, mișcări, jogging și dacă mă aflu în acest loc este pentru că, din mai multe motive, primul este că am venit să mă vindec de prejudecăți, să-mi fac un fel de injectare de relativită în absolutismul prejudecăților mele. Și am să vă spun care sunt astea. Pe de altă parte, am zis, domnule, dacă la 47 de ani am fost scos din vizuina mea de bursuc în care hibernam și după 30 de ani de făcut articole exclusiv pentru breasla literară, în reviste de 200 de exemplare, 800 de exemplare, maximum 2000. Deci dacă la 47 de ani m-am lăsat aruncat pe sticlă cu o inconștiență fără margini, cu bâlbâiala mea și cu non-telegenia mea, poate că acolo la 62 de ani ar fi bine să cârmesc și chiar cam aproape 180 de grade să trec înspre online. Deci locul care mă îngrozește cel mai mult, locul care m-a avut cel mai ostil adversar și unde știu că mi-am făcut un număr zdravă de inamici, acum vreo 5-6 ani, când a lansat Gabriel Liceanu primul e-book care a apăruse atunci și unde eu, spre groaza multora de vârsta dumneavoastră, deci puștime, copii, cum vă calific eu, am spus monstruozitatea pe care n-am fost conștient atunci, zic, eu nu pot să citesc nimic pe e-book, pe iPod, pe iPad, cum citiți voi pe tablete, pe asta, pentru că pentru mine cartea a rămas un obiect, este aproape un fetiș, lectura este ca un act erotic, când deschid cu coperțile cărții, parcă se deschid brațele dumneaei și totul este o îngăduire reciprocă. Cum pot eu să citesc pe o tabletă în fân? Și aici vine grozăvia pe care am spus-o și care ne-a adus în jurături îngrozitoare. Pentru mine a citi, a asculta un e-book sau a un audiobook sau a citi un e-book e tot una cu a face dragoste cu o păpușă gonflabilă. Brusc s-a auzit vocea lui Pleșu, eu nu știu cum e chestia asta. Deci reșea că eu aș ști cum e, dați seama ce chestie încătoare. Dar pentru mine lucrul ăsta a nu citi carte pe suport de hârtie și a fi robul acestei instantaneități, această branșare obsesivă pe care o au mulți dintre dumneavoastră, care sunteți campionii fastului, ai instantului, pe când eu sunt un apărător feroce al slăului, al răbdării, al bemolului pus la cheie. E de ajuns să întreb aici sală câți oameni își fac cafea la ibric dimineața. Și că, opa, 2, 3, 4, e bine, înseamnă că nu mai sunt singur. Așa cum și acum 15 ani, când am început la Pro TV, omul care duce, atunci eram singur în peisaj. Ori acum mă bucur și mă bucur chiar de concurența noastră, m-am bucurat de Radu Paraschivescu la Digi24 și am mărturisit în TV Mania. Pe cine admirați cel mai mult? Pe Radu Paraschivescu. De ce? Pentru că are tot ce nu am eu. Și acum îl admir pe Cezar Paul Bădescu pe TVR2,
Mai îmi rămâne să mă uit și la Costi Rogozan, pe realitatea, unde n-am ajuns încă, pentru că facem parte din două, știi că stăm pe două maluri diferite. Acum, recunosc cinstit că am vrut să mă retrag. Domnul zic, după 15 ani mă retrag în Colmea Gloriei, ca Greta Garbo. N-am nicio treabă și a venit o ofertă superbă, moșule, dă-ți doctoratul. Și vii la noi, la Babeș Bolyai, predai comunicare. Unde mi-a văzut un bălbăit să predai comunicare? Mă rog, dar zic, să-mi dau doctoratul la 62 de ani, ce chestie? Păi ies la 63 de ani doctor și mă pensionez la 65. Domnule, poți să stai până la 70. E, pe fondul ăsta însă a venit o schimbare enormă. În 1996, când după 5 ani de făcut suplimentul Litere, Arte și Idei la Cotidianul, după 5 ani, deci, ne-am retras. Acum se spune că el a făcut istorie în presa românească și acest ziar, Laiu, are capitol distinct în Dicționarul General al Literaturii Române. Dar atunci a fost o tăcere absolută în presă. N-au scris decât 20 de rânduri Lena Boiangiu în Dilema. Acum însă, nu că mă alint, mă fandosesc, dar vă spun că m-am bucurat enorm, văzând cât de multă lume, la nivel de mail-uri, de oprit pe stradă, la metrou, telefoane, socializări, am auzit că, bă, duduie platformele, rețelele, de, să zguduie stâlpul de emisiunea ta, dar ce aveți spre? Dom'le, n-aveți dreptul să vă retrageți. Atât de multă lume și lume tânără. Acum 15 ani la Pro TV, când mergeam pe stradă, mă opreau doamne de 70 de ani cu un lecăv săul și îmi spunea, ce bine că existați, mai citește cineva, poate da și mătările, poate recitiți să Război și Pace, la Război și Pace, da, doamne, vă promit. După 7 ani mă opresc pe stoice de 12 ani, dar romane fantasy, deci ce nu dați? Opa, serios. Și în fața Institutului Catolic, pe șoseaua Olteniței, doi puștani de 12 ani, să trăiți un profesor, să trăiți un profesor. Doamne, știu, dar ce este cu voi? Prezentați-mi cartea cardinalului Ratzinger, care era să fie papa, zic. Eu uite, domnule. Deci a coborât vârsta receptării. Și deci am vrut să mă retrag și au început ofertele. Nu m-am așteptat să am două posturi de televiziune, un post de radio, două site-uri și chiar îmi face plăcere să spun că un om pe care l-am refuzat, Irina Radu de la TVR, m-a sunat azi la 12 și mi-a spus succes la conferința de presă. Noi, șapo. Bine, și acum vin la locul în care ne aflăm și la această provocare extraordinară, această tehnică de persuasiune extraordinară pe care a avut-o domnul Iulian Stanciu. Pentru că m-a chemat, eu habar n-aveam, iertați-mă de EMAG. Au luat foc toți în jurul meu, fiica mea care își cumpără numai de la EMAG, Cărtărescu. I-am spus, zic, domnule, te rog frumos să mă ajut, zicea, te duci la EMAG, bravo, bătrâne. Zic, bă, dar stai puțin, eu nu știu nimic, ce e acolo, zic, eu am urare de patroni. Prima prejudecată care mi-a picat, nu că tot, că mai îmi las așa o margine, a fost prejudecata ce înseamnă patronul. Când am dat de acest domn, care mi-a spus niște lucruri uluitoare, în primul rând mi-a spus, eu vreau să vă facă plăcere ceea ce faceți. Unde ai mai văzut așa un patron? Eu care știam că patronul trebuie să fie ceva de genul Hrebenciuc, cu Vlad Voiculescu, ăștia cu ceafă groasă, cu... cine? Ah, Dan Voiculescu, Vlad Voiculescu e neurolog, da. Oameni care au inele, cizme, bodyguards, 30 de smartphone-uri pe ei și de aia care se iluzionează că sunt în nașul și că dau mâna, you owe me respect. Așa-i vedeam pe patron, ca să văd un om subtil, rapid, abil, care mi-a spus că nu comercialul primează, deci nu vă pune nimeni să vindeți cărți. Nu sunteți samsar de cărți. Adresați-vă și dați, nu, lecții de viață, dar experiență de lectură. Sunt oameni care, prejudecata numărul 2, tot ce este online, e decerebrat. În mintea mea, blogurile, blogosfera este o vidanjă în care își varsă urile, m-au ras băieții, nu e adevărat. Blogosfera, într-adevăr, are mulți nebuni, multă impostură, multă mizerie, multă mocirlă, resentiment, rachiună, ură, dar
în același timp este o masă enormă de oameni tineri, puri, în căutare de cultură și dacă ei au un exces de informație și o lipsă de formație, e datoria celor de vârsta ta să vină cu experiența și nu tu să-i tragi pe ei, ci tu să te apleci pedagogic în fața lor. Prejudecata numărul 2. Pe urmă, prejudecata numărul 3. Corporația, în mintea mea, este ceva diabolic, este ceva care masifică, standardizează, fustimea vibrează la fel, hăinuțe, office, fustițe, punguța cu o banană, două mere, o portocală și toate rapid, rapid, rapid. Când am mai dat și de minunata Daniela, care în momentul în care îmi trimite mail-ul, dă și telefon ca să spună că a trimis mail-ul, ori eu deschid computerul seara sau a doua zi, dar n-am de ce, telefonul scos din priză, parcă la urmă pe Paul McCartney în Becky în USSR, honey, disconnect the phone. Tot timpul aș vrea să fiu debranșat, rup. Deci prejudecățile astea trei, nu zic că au dispărut, dar au fost relativizate bine. Pe urmă, a patra este convingerea mea că toată lumea de sub 40 de ani suferă de misologie. Misologie înseamnă ura față de cultură, de logos. Eram atât de speriat că toată lumea tânără are, cum spun eu, mintea între picioare și să practică numai sex, drug și rock and roll. Încât în ultimii ani am rămas stupefiat de cât de multă, cum se cădenie, bună cuviință culturală și câtă dorință de cultură și de rânduială este în sufletul, mai ales al adolescenților de azi. Știți bine că sunt niște deosebiri uriașe între promoții. La vârsta la care am făcut eu școală, o generație era cam de 30-20 de ani. Cu trecerea anilor, au început să fie cam 10 ani, cam o decadă, între o schimbare de paradigmă și alta. Acum vă rog să observați că vârsta a coborât la 3-4 ani. Între un flăcău de 22 de ani și unul de 17, sau între cel de 17 și ăla de 14, sau între cel de 11 și ăla de 5 ani, sunt deosebiri radicale. Dar dincolo de asta, mi s-a spus și am sfârșit prea accepta că dorințele, sufletul, intelectul, dorința de emoție, de feeling, rămân absolut neschimbate, indiferent de geografie, istorie, religie, timp, și că toată puștimea de azi pe care eu o bârfeam, fetele care sunt nebunite după romane cu vampiri, cu vârcolași, helipoterisme, eretici, toată lumea nu face decât să reediteze basmele din copilăria noastră, cu făt frumos, Ileana Costanțeana. Nu-i mai spuneți meu că unul îi spune Merlin, vrăjitor, mă știu eu cum, dar toate sunt exact la fel. Și acum, deci, îmi pare foarte rău, dar trebuie să mă apropii de încheiere. Ce vrem să facem noi? Am fost total de acord cu titlul Cartea de la ora 5. Omul care aduce cartea l-am dat eu. Dar Cartea de la ora 5 mi-a prins foarte bine, chiar dacă este un pic așa un șuciuleț pe sub masă la știrile de la ora 5 la ProTV. Față de care însă mă voi situa sistematic într-o antinomie necondiționată. Nu veți vedea niciodată cărți mizerabiliste. La minimalism mai accept, dar mizerabilism nu. Și fata de la pagina 5 în Libertatea, pe care mi-au spus ei, eu n-am văzut așa ceva, m-a ferit Dumnezeu de pagina 5, nu de imagine respectivă neapărat, dar silicoane n-am avut. Pe timpul meu era totul natural și frumos. Așa că Ana a avut un șoc și să vi spun, astăzi la prânz, m-a întrebat-o de doamnă la Radio România Cultural, cum și rămâneți online, adică n-ai o rachetă purtătoare să te ducă pe televiziune? Zic, nu, rămânem online. Este o miză pe care mi-o asum, pentru că este un public, cred eu, 80% altfel decât cel de la televiziune. Adică eu acum mă provoc din nou, după ce acum 15 ani am venit pe micul ecran cu bârbuia la mea, acum intru într-o lume care deosebită de mainstream-ul pe care îl știu eu. Pe mainstream rămânem să mergem noi, românii care se ipostazează în pictura lui Grigorescu, carul cu boi. Dincoace, să vedem cine se pune la carul ăsta nou și chiar dacă e o
mi s-a spus, zice, dragă, dar este o degradare, tu aveai ce 400.000 de oameni pe zi, acum o să ai 2.000-3.000. Păi zic, tocmai de-aia, zic, este foarte bine să cazi odată, ca să ai de unde să decolezi după aia. Și este, deci, o provocare pe care mi-o asum. Voi pune mai puține cărți savante, greu de găsit, ultra specializate și voi încerca să merg înspre ceea ce presupun eu că sunt așteptările celor de, să zicem, 20-45 de ani, nu știu ce public țintă aveți sau vizăm, dar cred că mergem spre o lume care este foarte nișată, este o compartimentare extraordinar de fermă și mă provoc iarăși la o interactivitate, la o interacțiune. Până acum, eu fiind un om de școală veche, aveam sistemul catedratic, predam, făceam predici și spuneam, citește aia, aia și aia. Acum aș vrea să văd, fără să cobor nivelul prea mult, cam ce așteptări au oamenii. De pildă, eu sunt, cartea vieții mele este Memoriile lui Hadrian de Marguerite Iursenar. Ei, cum să-mi placă mie Solbul Roșu de Moian, care este una dintre cele mai cumplite însumări de orori din literatura lumii. Fluvii, oceane de sânge. Am ras-o la ProTV cu o plăcere nebună. 300 de exemplare, dar nu mai cărturești tu a doua zi. Deci este o foame de sânge, este o foame de eveniment, este o foame de altceva cu care sunt dispus să intru în challenge, încercând să ne îngăduim reciproc. Eu cred că dintr-un elan de conservator, de bătrân reacționar, de paseist, obsedată memorialistică și istorizare, de o parte, și de cei de astăzi care vor cărți motivaționale, foarte mulți, cum să fim fericiți în două ceasuri, cum să fii părinte, cum să faci un adulter fără să se prinde nimeni, cum să, deci așteptările de acest gen și romanele minimalismului francez, deci în această conflictualitate benignă, cred că vom reuși să facem ceva împreună. Parcă mi-a spus că vreți ca o dată pe lună, în funcție de public, de cerințe, să facem și niște întâlniri, un fel de club de lectură. Este mult, mult spus, dar am observat în ultimii ani că se înmulțesc cei care, într-adevăr, vor o prezență față către față. Încă nu știu dacă mi-am făcut misia pe ziua de astăzi, deci, repet, nici eu însumi nu știu prea bine cum am ajuns aici. Într-adevăr, fiica mea a fost decisivă. Are 38 de ani, lucrează în sistemul bancar și numai ce i-am spus, ai auzit, da, e un tip foarte fain,